Am terminat sistemarea declarației. Sigur, semnăturile sunt simbolice. Vreau să spun că aici sunt undeva vreo 200 de semnături, iată, vedeți dumneavoastră. Sunt semnături ale basarabienilor și românilor din Strasbourg. Sunt semnături venite din inimă, de adevărat sunt patrioți. Cred că toate aceste semnături noi le vom trimite la Chișinău, poate în România, ca putere politică de acolo să știe că iată s-au semnat și la Strasbourg și poate le-or veni mintea aceea de la urmă, cum spun noi moldovenilor, să împreună cu Parlamentul Republicii Moldova din Chișinău să facă o ședință comună și să declare reunirea. Iată, pe această foaie aveți semnăturile membrilor asociației Neodace Strasbourg. Iată, sunt undeva vreo 30 la număr. Aici, cum am spus, urmează semnăturile românilor de pe ambele maluri ale Prutului și am început semnarea semnăturilor cu, iată, doamna Svetlana Palade Bobeică, președintele Asociației Neodace Strasbourg, domnul Vasile Maruță, președintele Asociației de Cultură și Civilizație Franco-Română, Gheorghe Bobeică, vicepreședinte Asociației Neodace, domnul Gheorghe Furdui, președinte executiv al Asociației Alianța pentru Sprijinirea Basarabiei Franței. Ca de obicei, noi, Asociația Neodace de Strasbourg, care este o asociație non-profit, apelăm la ajutorul chiar și a celor de Republica Moldova. Și de data aceasta, ca anul 2013, când am organizat acest marș al Unirii, ne-a venit în ajutor o mare patriotă flăcărată a neamului românesc, doamna Vitalia Pavlicenco. Doamna Pavlicenco, știm că este președinta Partidului Național Liberal de Republica Moldova, anume prin intermediul ei, iată, dacă vedeți aici aceste banere, Consiliul Unirii, unde sunt membru al Consiliului Unirii și eu, iată, Unirea face puterea și în Europa, prin România, iată, dacă vedeți, dragi telespectatori, aceste trei banere, imaginați-vă că aceste banere au făcut turul, alero-tur în Republica Moldova de două ori. În 2013 au fost aduse la Strasbourg, 2000 de kilometri, apoi au fost duse din nou în Republica Moldova, 2000 de kilometri. De data aceasta, tot așa, ele au sosit astăzi dimineață, în plină dimineață, și vor face calea întoarsă în Republica Moldova, cred că săptămâna viitoare. Mulțumim mult adevăraților patrioți, noi, cei din diaspora, retrăim foarte mult, cred că diaspora că niciodată trebuie să se mobilizeze și să ajutăm părinții noștri ca să voteze unirea. După aceasta va urma o mică pauză de discuție între prieteni, între frați, vom schimba păreri privitor la unire și apoi vom dansa Hora Unirii. Moldova, Ardealul și țara românească. România mare, România mare. Unitate națională. Unitate națională. Doar o țară am și pe asta o iubesc. Basarabia, pământul românesc. Doar o țară am și pe asta o iubesc. Basarabia, pământ românesc. De la Nisul până la Prut, tot subire noi am vrut. Vrem să mulțumesc asociației și domnului Gheorghe Bobeic că ne-a invitat la evenimentul ăsta și
Vreau să mulțumesc la băieții mei că au venit cu mine alături. Vreau să menționez și faptul că întâmplător suntem originari din satul Rezeni, sat care ne-l-a dat pe Ion Inculeț și pe Ion Pelivan, care au participat, au fost la sfatul țării când s-au votat 100 de ani în urmă Unirea. Suntem, da, o țară de patrioți, așteptăm mai mult decât inițiativele legislative care mor prin Parlament și, cu Doamne ajute, poate ne vede cineva și mergem înainte. Mulțumim pentru zona. Când am privit, iată, transmisiunile în direct de la ceilalți primari și așa de colaci frumoși am văzut, am zis și noi, cei de la Strasburg, să nu fim mai prejos. Și uitați-vă și dumneavoastră, dragi basarabieni, dragi români de pe ambele maluri ale Prutului, ce colac minune a copt astă noapte doamna președintă Asociației Neodacii. Acest colac, știți, ne aduce aminte de vatră strămoșească, de dealul nostru de unire și la urmă cred că o să-l împărțim frățește între noi, să gustăm, să ne aducem aminte de mirosul vetrei strămoșești, de gustul pâinii, de țara noastră dragă România. Acum, după aceasta, noi vom procede să dansăm aici în fața Parlamentului European, Cora Unirii. Deci vă rog frumos toți așa de mânuță și să dansăm Cora Unirii. Cora Unirii cât mai mare.